Numărul șomerilor a scăzut simțitor față de lunile reci ale acestui an, astfel că în prezent în județul Mureș există 14.255 de oameni care nu au un loc de muncă. Situația se va menține până în luna octombrie. În prezent avem o rată a șomajului de 5,72% față de luna ianuarie când era 7,65%, a scăzut cu 1,93 puncte procentuale, iar ca număr de șomeri cu aproximativ 4.800. Începând cu luna octombrie, de obicei se înregistrează o creștere pentru că perioadele sezoniere se restrâng, se restrânge frontul de lucru și crește numărul șomerilor, dar să sperăm că va fi o creștere mică a numărului șomerilor. Luni dimineață erau la AJOFM peste 250 de oferte de locuri de muncă. La prima oră aveam un număr de 265 de locuri de muncă, din care 15 erau pentru studii superioare. Pentru cei cu studii superioare se caută farmaciști, consilieri juridici, economiști, ingineri. Iar restul erau pentru lăcătuși mecanic, sudor, muncitorii calificați și necalificați în domeniul confecțiilor, de asemenea în domeniul ceramicii, șoferi. Cu toate acestea, sunt persoane care își găsesc cu greu un loc de muncă. Am studii superioare. E cam rău, mai ales de la 40 de ani. Pentru noi nu se oferă nimica. Cât timp nu aveți un loc de muncă? Păi acum intru în șomaj, deci din 16 luna asta și e cam slabe speranțe. Orice și care calificați. Ce meserie aveți? Eu n-am meserie. N-am ce meserie, dar meseria asta de ferar betonist am învățat și mă pricep. Dar nu-mi găsesc nicăieri. Oriunde mă duc, îmi cere diplomă. AJOFM Mureș organizează în 23 septembrie o bursă a locurilor de muncă dedicată absolvenților.